Plec mașina? Da, pleacă. M-a luat pe mine că nu știu să filmez. Bă, era în mașină, mă, și-ai zis că... Tot încearcă să-ți facă toate poftele și ce te nemulțumim. Ce poftă facem? Ce poftă, băiatule? Ești exagerat și eu nu știu că tu nu erai așa. Astăzi ți-ai schimbat atitudine. Vrei să mai fii cu mine sau nu? Poți să-mi scurt pe doi, că eu nu stau așa să mă baci cu capul. Astăzi o enervez pe Ioana 24 de ore, inclusiv în ziua în care facem un an de relație. O să mă prefac că am uitat de ziua asta, că nu i-am luat niciun cadou. Abia aștept să-i văd reacția, mai ales pentru că la final, după ce termin să o enervez rău de tot, o să-i fac surpriză, o vacanță în Bulgaria la un hotel de 4 stele all inclusive. 4 zile, abia aștept să-i văd reacția cum o să fie la final, așa că rămâneți până la final acestui vlog. În momentul de față mă aflu în mașină pentru că ea se află în interiorul casei. Nu prea fac eu videoclipuri de genul, așa că dacă vreți să mai vedeți prank-uri pe canal, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă să înceapă video. Haide, măi, că ne așteaptă Noris. Lasă-mă că plâng! Ne așteaptă Noris. Păi Noris până acum a dormit. Am niște nervi, nu mai fac niciun TikTok cu tine. Niciodată. Din jur că vedeți de plâng de nervi. Ba că m-am machiat toată ziua, ba că ți-am murdărit pielea, dar nu mai intri în mașina asta dacă faci așa. Ești obsedat de mașina asta. Ți-am murdărit pielea, mă scuz, s-o dus să o fac interior-exterior. Da, vrei să o faci. Am venit până la bloc ca să mă schimb, Ioana așteaptă jos în mașină și e destul de greu să o filmez când mă cer cu ea, dar o să mergem acum la Noris ca să filmăm niște TikTok-uri, pentru că am nevoie de un cameraman să filmeze din spate, pentru că e greu rău să o filmez eu fără să-și dea seama, pentru că noi nu fake-uim aceste prank-uri. Știi că n-am zis eu? Și zi tu cum ghicești tu din jocheazin. Păi eu vă arăt. Bă, bă, ce ești așa irascibilă? Deci, eu am făcut astăzi o grămadă de chestii. Am spus că după ce filmăm, vreau să mergem să facem curat la curte, băgăm aspiratorul, ștergem praful, eu vreau să mă spăl baia ca lumea. Și el îmi zice, da, asta așa ai făcut, te-ai machiat toată ziua. Ți-am zis și o glumă. Da, fost o glumă. Dar ți-am zis în glumă. Hai că eu plec acasă. Faci odată TikTok-urile. Hai, madre România, faci odată că am de editat. Da, nu mi-i trebuie. Nu e din 2013. Aoleu, ai nebunit la cap, cum să nu fie? Ba da. El știe, mă. El știe, mai are listul casei. Mă, deci ești ceva de... În camera ta pare, efectiv, diferită față de a mea, dar nu știu de ce. Mă, astăzi am filmat decât un singur TikTok. Păi hai afară să filmăm și ți încarci mașina, telefonul la mașină. Dar de ce ți-l? Uite, filmează-mă cât de supărat, uite-și tu. Da, pentru că tu m-ai enervat astăzi cumplit. Hai, mișcă-te. Uite, se vede așa plat. Pentru asta am la camera, să te filmezi tu. Bă, chiar îmi place obiectivul ăsta al tău. Și microfonul nu știu ce ai făcut, că l-ai dat cu peria, dar... Îl mângâie mereu. Îl mângâie mereu. Cum ți-o mângâie ție. Mă stai să arăși tu asta, tău. Dar unde s-o arunca acum, Andrei? Acolo. Eu cu ești de gunoi acolo. Acum, dar tu ai văzut... Doamne! Măi, cum îmi trebuie acolo. Să fac aici, bagat. Plec mașina? Da, plec. Dă o tură. E greu să o enervez, sincer, adică eu nu stă în fire să o enervez și nu știu cum să o enervez. A few moments later. Am ținut-o, cred că vreo 5 minute. Unde a plecat un? Bă, unde s-a dus? Deci ne-a făcut ea prank acum. Mai râde și noi, mă, alea. Da, vezi că am geanta ta aici. Exact cum ai zis tu că o să reacționezi. Deschide! Haide, trage! Bă, ești prost! Mă duce acasă! M-ai lăsat ca ultimul prost, frate, și îmi dai un căcat, efectiv. Mă, și miram că te incomoda prostia aia de la parcare. Când m-am dat jos și ați plecat și îmi zici pa, s-a uitat toată strada la mine că m-ați lăsat în mijlocul străzii. Cam urât, Andrei, pe bune. Bă, tu să taci. Bă, dar am glumit și eu. Vai, ce tu că trumă. Faci glume cum e. Dar nu-ți fac gluma să te lasă în mijlocul drumului, ești nebun? Dar am venit repede. Stai cu Noris de vorbă. Exagerezi. Așa fac femeile, exagerează mereu. Lasă asta așa. Mi-e frig. Și mie-mi e cald. Mi-e cald că tu ai stat așa cu curul în Tesla și pe mine m-ai lăsat în drum unde a fost o căldură de-a murit acolo și cu apa asta mirosea a hoit. Ce drept miroase urât afară, nu știu. Nu mai spune. Tu te-ai gândit să stau un pic afară. Deci nu m-ai enervat într-un an de zile cât m-ai enervat acum. Un an?
aveți un an? Mâine, cică. Adică mâine, cică? Sau nu, era miercuri. Dar cum adică cică? Eu nu înțeleg, mâine glumesc, și mă, cică? Glumesc, am glumit păi, și eu. Păi poate vă despărțiți până mâine. Tu când glumești cu mine și râzi. Eu glumesc cu tine, nu glumesc de tine. Nu v-am mișto un continuu de tine. Și mă lași în stradă și nu știu ce de azi de dimineață ai avut, nu știu ce ai avut. Așa, la trecere pui? Da, mă, care problemă? Ai carnet? Când te-au comentez legat de cum merg efectiv. De câte ori am comentat eu, Andrei? Vreau să-mi zici, în vacanță ai făcut 3000 de kilometri. Îți jur că eu nu mai calc în mașina asta, nu mai mă ating. Azi dimineață mi-ai murdărit asta. Acum că am făcut cu unghia, ți-am infectat-o. Dar ce dracu, zici că e biberou să nu pui mâna pe ea? Pe bune, ești exagerat și eu nu știu că tu nu erai așa. Astăzi ți-ai schimbat atitudine. Vrei să mai fii cu mine sau nu? Poți să-mi scurt pe doi, că eu nu stau așa să mă faci cu capul. Mă doare capul. Aici chiar mă durea capul de la cât m-am certat cu Ioana. Dar când am ajuns la Noris acasă, mi-a venit o idee genială cum să înregistrăm fără să-și dea seama Ioana și uitați-vă ce a ieșit. Ia, nu, să vă știu. Aici explicam de ce n-a filmat bine pentru un TikTok și s-a enervat rău de tot. Aici spațiu. Spațiul ăsta atât de mare de sus, asta e chestia. Tot dracu și nu poți să-l tai la editat? Da, ești YouTuber, nu ești în stare să editezi? Mă las pe mine că nu știu să filmez. Mă, erai în mașină, mă, și ai zis că prima parte e bună, că la final de tot s-a mai. Dar efectiv prima parte, când a făcut el de 2-3-4 ore așa. Atunci din unghiul ăla când, de la volan era bine, dar acum când da? Nu e bine. Acum când el de față zice așa, da? Băi, eu i-am zis. Ce nu-ți convine din filmarea aia? Ce nu-ți convine? Bă, deci voi sunteți și tu îi bași mai prostii în cap. Tu, eu? Tu, da. Nu mai râde, nici mă enervez mai rău. N-a avut tupeul să vină să-mi zică mie în față, băi Ioana, nu-mi place cum ai filmat, sau uite, bebe, era ok dacă făceai în alt fel, a venit, ați șușotit aici și eu a trebuit să vă aud din cealaltă cameră să vin că, să înțeleg că nu i-a plăcut. Păi tu nu vezi dacă zice în față cum faci? Păi nu, am făcut că așa. Că mi-ai dat trei palme, m-ai învinețit. Și dacă tu l-ai filmat prost, nu vă dă iată. Bine, atunci să-și iau una care filmează bine. Wow. Bă, tu îți bagi joc de mine, plouă cu galeata și îmi zici să mergem? Tu ai zis, ce-ai zis tu adineori? Băi, el tot încearcă să-ți facă toate poftele și tu nemulțumită. Ce poftă facem? Ce poftă, băiatule? Noris, nici nu te mai băga. Eu nu mă bag în relațiile tale, nu te baga nici tu în relația mea, că mă scoți din sărite. Taci. Nu-i plac. Poftă, îmbuși menul care? Ioara? Poftim? Îmbuși menul care? Ce cer, bro? Bă, da, tu te-ai luat, tu te-ai luat menajeră, te-ai luat slugă? Adică înțeleg să-i pun lui. Dar tu ce vrei? Zici tu, mă, că mănânci și să pun lui las. Deci nesimțirea voastră pe care ați avut-o astăzi întrece orice limită. Bă, dar ce am făcut, frate, atât de rău? Spune și mie. Deci eu am venit aici la noi. Te rog frumos să nu dai în birou, că eu am plătit pe birou ăsta. Dar ce adă, mă? Ai început și tu ca ăsta cu Tesla? Te nervezi prea rău. Deci eu ți-am zis că nu ți-am deci când îmi zice că mă enervez mai rău, mai rău mă enervez, mi se umflă vena asta de la gât. Tu nu mai ai vorbă de la mine. Deci astăzi mă duci acasă în seara asta, închide ușa asta. Deci bă. Noi mâine nu ne vedem pentru cum te-ai comportat astăzi, băi băiatule, nu te-ai comportat într-un an de zile, cum te-ai comportat astăzi cu mine. De acum încolo eu nu-ți mai filmez niciun TikTok și niciun vlog. În vacanță, dacă vrei să filmezi, te filmezi singur, te filmează cine vrei tu, eu nu mai pun mâna nici pe cameră. Nu mai vreau să discut cu tine, că de fiecare dată când am discutat cu tine, tu efectiv îmi râzi în față. Se pare că râd? Dar cum nu? Tiles? Pentru că gen exagerez. Da. Ți-am zis, nu mai vrei, pune dracu, punct și zi odată, că nu stau să mă rog de tine să stau după tine. Și nu noi să mașină. Cică mâine, gen Sanchi, a fost cu o bă, subtiră. A fost doar o glumă, doar o glumă. Atunci mă cac în gluma ta. Păi uite cum mă faci să vorbesc. Când tu spui despre gagica ta care chiar face, frate, de eu care chiar fac și te ajut și lucrăm împreună și facem tot împreună, tu îmi spui azi de dimineață că, a, păi ce-ai făcut, te-ai machiat. Bă, mi-a picat cerul în cap, ești nebun la cap, nu știi ce dracu ai băgat în cap și asta a luat o razna. Nu știu, dar i-am zis că... Că ce, femeia... că femeia e șarpe, e mai rău. E mai viclean decât șarpele. Mi-a spus mie un șofer de Uber. Da, lasă un pic să se liniștească.
Alo? Ia, practici. Și să stau întins în pat. Deghizarea perfectă, pentru că el mereu își ține camera acolo și nu și-a dat seama. Nu mai vrei să mai stai? Păi nu, nu știu dacă tu mai vrei. Nici nu mă privești, nu stai să te uiți la mine. Uite, că mă vorbesc. Avem o discuție importantă și tu dansezi. Pasta pe glanță. Să fie bine, crede. Eu nu mai vorbă de la mine. Să rămâi cu prietenul tău. Ba, prietenul meu, am de România. Mai ziată. Efectiv, n-am fost așa ceva. Deci te-ai împotmolit de punga mea de haine și n-ai luat-o. Bă, dar pe a ta ți-ai luat-o. A ta ai luat-o? A mea n-ai mai luat-o. Mi-e cald. Ai dansit ca mine vas, știi? Da. Dansă cu ea. Hai, lasă vrejul. Nu mai. A few moments later. Este ora 12 noaptea, 22 august. Acum am făcut una. Aici Ioana credea că vorbesc cu ea și m-am oprit din vorbit. Eu i-am spus să se pregătească pentru că urmează să plecăm cu mașina, dar de fapt urmează să-i spun adevărul. Stai aici. Au! Ai, frate, că ochii tăi mă sperie, ce ai? Mai să vorbim. Despre? Mă sperie și vine să mă duc la Balamuc. Te-am supărat, rău? Da, m-ai supărat și știi, m-ai dezamăgit mai mult, că tu nu ai fost așa niciodată. Ce ai? Că au fost numai certuri. Bă, da, îți faci joc de mine în continuare? Nu. Deci, ziua asta a fost de căcat, vrei să o faci și mai de căcat? Asta a fost ca să verific dacă înregistrează. Hai cu chemul acum înapoi. Ai de gând să vorbești sau să zici doar că au fost multe certuri? Ești foarte ciudat. Vrei să-mi zici ceva? Da. E rău, dacă îmi faci. Vreau să zic că te iubesc. Da. Da. Dar zici ce s-a întâmplat odată, că zici că a murit cineva. Totul a fost un prank. Un prank. Ce a fost un prank? Toate certurile de astăzi au fost un prank cu ocazia de un an. Uite acolo camera. Doamne, bă, băiatule, cum adică? Deci tu deci nu, tu o zi întreagă ai făcut căcaturile astea atât de rău să mă enervezi? Da. Ce surpriză de un an! Hei! Stai! Nu, asta e tot. Te-ai închinuit atâta, dar nu degeaba, pentru că la final, cadoul meu de un an este... o vacanță în Bulgaria, 4 zile la All Inclusive, la hotele 4 stele. Tu nu e sănătos acasă. Bă, frate! Nu te mai suport. Nici dacă mai faci vreodată căcaturi de-astea. Nu știu cum nu ți-ai dat tu seama de câte ori avea Noris camera în mână. Bine, o ținea destul de discret că e YouTuber și se știe. Bă, pentru o secundă mi-am dat seama. După am zis nu. Deci acum făceați amândoi, era... Ideea e că făceam mult și off-camera. Mult off-camera a fost la fel. Mulțumesc. Și am ajuns la mare. Cum a fost surpriza? Foarte frumoase, îți mulțumesc mult de tot, m-am distrat, m-am relaxat. Acum deja se vede altfel fața ei, pentru că era foarte nervoasă când a aflat, dar e foarte frumos aici, am nimerit o priveliște super frumoasă, cazarea a fost perfectă și cam ăsta a fost prank-ul. Eu vă pup data viitoare la un nou prank, dacă dați acolo pe butonul de like și vă abonați. Vă pup, ceau!